Salutare! Probabil că ați văzut din titlu ce voi face în acest episod și înainte să începem nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel, să le dați un share prietenilor și dacă vreți să lăsați un comentariu pentru că eu citesc comentariile și le apreciez pe cele de bine. Și da, aceasta este starea mea. De ce vă întrebați? Pentru că am vorbit cu cineva că trebuie să-mi trimită microfonul astăzi, miercuri, când filmez acest video ca să ajungă până vineri și eu vineri sau sâmbătă să fac un live. Dar nu l-a trimis și dacă îl trimite mâine, adică joi, cel mai probabil nu o să ajungă vineri și o să ajungă luni. Deci nu o să pot să fac un live sâmbătă așa cum mi-am propus și de asta sunt destul de supărat. Dar în fine, haideți să lăsăm supărările deoparte, o să mă gândesc eu la o rezolvare să văd dacă pot să fac ceva în privința asta și dacă nu se poate... Asta e, se pare că nu voi face live în weekend, dar eu sper să se poată. Bun, hai să intrăm repede la events, unde avem aceleași eventuri deocamdată. Ok, avem un buia PES nou, unde o să mă uit imediat despre ce e vorba. Haideți să vedem, deci prima oară, prima oară vreau să mă uit aici, deci premium e 500 de diamante, Premium Plus 1200 și diferența ar fi că la Premium Plus primesc 50 de nivele instant și pot să ajung până la level 200. Pe lângă mai am și privilegiile de la Premium. Ok, deci cam astea au fost diferențele. Haideți să cumpărăm Premium Plus okay? 1200 de diamante. Al doilea meu Premium Plus și de data asta chiar. O să mă ocup mai bine de premium plus. De ce vă întrebați? Pentru că aici la premii avem câteva chestii mai faine. Cum ar fi acum costumele sunt la levele mai mici. Costumul pe fată e la level 10. Costumul pe băiat e la level 50. Înainte costumul pe băiat era la level 100 parcă sau așa ceva. Deci. În fine, toate costumele acum sunt la nivele mai mici decât erau înainte, ceea ce e super bine pentru că normal era destul de greu să facem un level foarte mare înainte și era greu să luăm costumele. Acum o să fie ceva mai ușor, dar pe lângă faptul că aceste premii acum sunt puse la nivele diferite și chestia asta e mai bine. E mai ușor să facem și XP, deoarece cei de la Free Fire au optimizat toată chestia cu XP-ul și acum primim mai mult XP pentru Daily Missions, cât și pentru Weekly Missions. După cum vedeți aici avem numai cu 400, aici avem cu 360, cu 320 și aici cu 280, dar hei, astea cu 400 chiar sunt foarte bune. Deci chiar mă bucur că au optimizat chestia asta cu misiunile și cu XP-ul Și au făcut-o foarte bine Și acum haideți să dăm claim al Dăm open, ok, ok, open, ok, open, ok, 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 ok Și open, deoarece am luat costumul Uh, nu mă interesează astea dată și hai că luăm pe cactus, noul uh, pet. Ok, acum haideți să începem să vorbim și noi puțin despre ce e pe aici. Deci în primul rând am luat acest crate și l-am luat pe cactus care este un nou pet, iar skillul acestuia zice așa uh, ne dă AP dacă stăm uh, nemișcați pentru un timp. Un skill foarte bun și chiar îmi place petul. Pur și simplu îmi place cum arată, e un cactus ca numele și e foarte cute mai departe avem costumul pe fată Project Eater Bundle care este un costum fain îmi place cum este așa cu albastru și negru dacă ar fi ceva ce aș schimba cred că ar fi părul da părul în rest costumul este foarte tare și chiar îmi place în special această bluză. Hai să mergem mai departe unde avem uh, un loot box, destul de interesant. Apoi avem costumul pe băiat și la costumul pe băiat mai avem și alte chestii. Deci în primul rând îl avem pe asta basic, care arată foarte bine. Uh, deci părul chiar îmi place, Adidas și sunt fine, pantalonii sunt ok și pieptul este foarte, foarte tare. Și am zis că este mai special deoarece normal avem customize și la customize uh, după cum vedeți avem și alte chestii cum ar fi Project Qualia uh, și Project Cosmos. Deci hai să vedem care e treaba cu Project Cosmos. Trebuie să alegem uh, chestiile astea pentru Cosmos, da? Bun, asta am făcut și așa arată Project Cosmos. Wow, chiar e mai șmecher decât înainte și chiar îmi place. Și mai avem și Project Qualia. Haideți să vedem cum arată și acesta. Ok, deci asta este costumul acum. La fel este foarte fain și îmi place masca și machiajul. Uh, chiar este un costum fine. Toate trei sunt faine, adică avem Coalia, Cosmos și ăsta normal. Deci, da, sunt trei și toate trei sunt foarte faine și mie chiar îmi plac. Chiar sper să fac rost de cât mai multe dintre ele. Haideți să mergem mai departe, unde avem un skin pe Grenade, care e ok, îmi place masca aia și la level 100 avem acest lansator care ne dă de două ori re reload speed, odată magazine și ne scade din movement speed. Apoi la level 140 avem acest backpack, un backpack foarte fain care arată foarte bine la level 3 și la level 150 avem acest gluel care mie îmi place foarte mult și sper să-l iau. Dar hai să fim serioși, probabil nu o să ajung până acolo, cu toate că eu aș vrea să ajung până acolo. În fine, doar ce am luat costumul, așa că, cu părere de rău, pentru că doar ce am făcut costumul ăsta, o să îmi pun costumul pe care doar ce l-am luat. Fastechi, perfect. Bun, mi-am pus și eu costumul și se potrivește foarte bine cu skinul ăsta pe Mac, cred că e Mac. Ok, chiar se potrivește cu skinul asta. Bun, doar ce am spart 1200 la noul buia PS. Haideți să mergem mai departe pe la, la Cruel pentru că am văzut niște eventuri. Uh, deci în primul rând avem acest event cu costumul ăsta care este destul de special. Haideți să alegem două chestii pe care nu le vrem și să vedem dacă o să fac rost de costum. Don't remind me again. Hai să 14, 37, 74. Of, of, of. Și eu care chiar aveam speranțe. Uh, încă am reducerea și acum este de 25%. Hai să vedem. Ah, nu mi-a picat la naiba. Atunci o să mă opresc deocamdată. Și uh, o să iau această barbă și mustață. Mai departe, mai departe. Ce avem? Nu avem nimica? Uh, foarte ciudat pentru că țin minte că a mai apărut un event, eventul ăsta, a ah, pur și simplu s-a schimbat costumul de la Diamond Royale eh, Hai să dau niște vouchere, oare o să-mi pice, oare nu, vom afla imediat Nu te cred, din ultimul voucher mi-a picat e, e foarte interesant când îmi pică din ultimul voucher și e bine, e bine că mi-a picat, chiar nu mă supăr Uh, cu toate că costumul de dinainte îmi plăcea mai mult, așa ca o mică mențiune Și e foarte fain, e foarte fain că am luat Premium Plus, chiar mă simt bine că l-am luat Ia să vedem, dăm și noi claim al, cât XP? 8 XP, mm, extraordinar din păcate nu sunt așa un mare jucător de Free Fire, deci nu știu la ce level o să ajung din păcate. Eu sper normal să ajung la un level cât mai mare, cel puțin, cel puțin 100, dar v-am zis, îmi place gluelul ăsta și chiar aș vrea să îl iau. Oricum, am rămas cu 2900 de diamante din cât 4900, deci am cheltuit în jur de 2000 de diamante. Așa că cred că e timpul să mi aleg și eu petul pe care doar ce am luat normal. Deocamdată nu o să-i pun niciun nume, o să lăsăm așa nameless. Și la skill, la skill din păcate o să îl schimb pentru că nu mă interesează așa de mult skill-ul lui și sincer cel mai bun skill este ăsta care îmi dă un glow la fiecare 100 de secunde. Pur și simplu e cel mai bun. Ăsta e costumul și o să ne jucăm cu el. Întrebarea este unde? La Night Hunter sau la CS Ranked? Ei bine, o să mă joc la CS Ranked. Și dacă vă întrebați de ce la CS Ranked, răspunsul este destul de simplu. A, un Battle Royale ar ține destul de mult și dacă nu o să iasă bine va trebui să-l refilmez. Și dacă nu iese bine ce ul uh, nu contează pentru că câtă vreme eu fac kill și eu sunt pe locul 1 la mine în echipă sau locul 2, dar tot cu multe kill uh, va ieși un episod fine pentru că e acțiune. Uh, și este destul de târziu, așa că varianta să refilmez iese din discuție. Pe bune, e ora 11 și eu mâine mă trezesc la 6. Normal, nu o să editez clipul ăsta acum, o să-l editez mâine la școală și îl postez după aia pe la 6-7, când, din câte știu eu, iese majoritatea persoanelor de la școală, ok? Și așa o să fiți acasă și o să puteți să vă uitați la acest episod. Ia să vedem cu cine ne batem, ok, niște persoane care în teorie sunt de un rang cal nostru, uh, e bine că tipul ăla este cover sau a fost cover mai bine zis pentru că a murit Aoleu Oare voi muri? Na, nicio șansă să mor Uite acolo pe cineva Nu reușesc să fac niciun kill și e nașpa Pe bune, cum să nu mă oftic când am dat mai mult de damage decât el Dar am cu două kill mai puțin Foarte, foarte urât Și mă oftic așa de mult că s-ar putea să nu reușesc să fac live sâmbătă pentru că îmi lipsește microfonul, deoarece chiar, chiar îmi făcusem un plan că, a, că o să fac, că o să iasă fain, că nu știu ce, nu știu ce. Și acum practic tot planul pe care mi-l făcusem trebuie să se anuleze pentru că omul meu nu a putut să trimită coletul cu o zi mai devreme. În contextul în care eu am insistat să-l trimită. Astăzi, adică miercuri Dar, în fine, unii oamenii nu sunt serioși Mai ales când nu îi afectează pe ei Aoleu Haideți că s-ar putea chiar să iasă Un episod interesant, aș putea zice Adică nu mi s-a întâmplat de mult timp Să pierd aici Să facem un defeat Deci, da, chiar cred că o să iasă interesant Ah dar ce să faci cu Jorg ăla care nu face nimic? Bun, bun, doi sunt uh, pe jos. Hai să iau Lutu că lutul mă interesează. Haideți că nu mai e decât unul în viață și a murit. Perfect. Și acum în sfârșit am locul 1. În sfârșit. Bun, mi-am maxat și eu arma. Și la cum stau lucrurile, ar trebui să păstrez și eu o oarecare distanță, pentru că dacă mor eu, nu cred că o să mai câștigăm. Nu, trebuie să mă duc acum pe ei, cât mai e decât unul sus, ca să nu le dea cumva... Ãă... Revive. A, ah, Hai că nu le dă, super. Și nu știu unde e ultimul. Nu mai contează. Ba da, contează pentru că poate mă omoară. Gerson, Gerson, lucrează și tu în echipă, frate. De ce? De ce nu a venit să-mi dea revive-ul meu? Deci mă omoară când văd că cineva nu joacă în echipă. Adică eu sunt pe jos, da? E 1v1. Hai să facem să fie 2v1. Pentru că trebuie să câștigăm, corect? Corect. Mai e și ranked. Bine, nu că m-ar interesa pe mine sau pe ei, adică suntem platina. Dar totuși, haideți că... Au, leu, de unde a știut că sunt aici? Uh, haideți că s-ar putea să câștigăm, dacă lucrurile ies bine. Deci, tipul ăla își cară echipa mai mult decât uh, miocar eu pe a mea, din păcate, pentru că pierdem. Cine mai e în viață? Ah, ok, deci am câștigat, pentru că nu e în viață tipul care care ne face probleme. E în viață un tip random care o să moară și el cât de curând. Oare ce armă am aici? Ah, ok, o armă bună. Hai să-l omor. Nu l-am omorât. Pe bune, nici el nu mai avea ce să facă și eu sunt destul de mulțumit cu ce am făcut până acum. Deci e 3 la 3, ăsta este meciul decisiv. Haideți să nu o dăm în bară și să câștigăm. Cred că cel mai bine ar fi să ne ducem toți pe tipul ăla care dă capuri, că el ne face cele mai multe probleme, cu siguranță. Bun, am făcut și eu un kill. Uh, tipul ăla cred că e pe sus, la care ne face probleme. Luați de aici, perfect. Și mai sunt decât doi. Unul e acolo. Perfect. Și mai e decât 1, perfect, am făcut și eu un triple kill acum pe final uh, și am făcut buia, haideți că a fost un match destul de strâns, 4 la 3 e ceva, dar uh, într-un final e bine că am câștigat și chiar sunt curios dacă am ieșit pe locul 1 per total, uh, adică dacă l-am bătut și pe tipul din echipa adversă, poate cel puțin la damage. Ia, haideți să vedem. Ok, l-am bătut. Am văzut foarte repede că eu am dat 4800, el a dat 4500. Deci, din fericire, l-am bătut la damage măcar pentru că la kill nu l-am bătut. Eu am făcut 8, el a făcut 9. Eu am fost Darius, iar noi ne vom revedea data viitoare. papa. pa! pa. pa.